Cum a fost dragostea la prima vedere cu soția? Da. Era pe vremea când eu predam la Hiperion, la facultate, și ea mi era studentă. Nenorocitul e tăiat de de studentă. Exact, ta. așa este. Exact, -ați așa. face? Păi mi-a plăcut și atunci și îmi place și acum. Da. Exact. Dacă eu aș putea să dau timp înapoi și aș fa să fac o alegere, asta ar fi principala alegere pe care aș face-o. Nu să, nu știu ce, să cu dragoste, cu nu, să nu fumez, să nu mă apuc de fumat. Lăsați prostiile. Atât. Bună seara! În seara asta am cel mai tare invitat din lume, de pe planetă, șmecherul șmecherilor, mafiotul mafioților, șeful la toată lumea, Florin Busuioc, îți mulțumesc mult, Florin, Îți ești mulțumesc din suflet că m-ai invitat, ce să zic. Adică eu e o onoare mare de tot să fiu aici alături de tine. Să rămână. Cine ești, Florin? Eu sunt un băiat din Hunedoara, născut acolo, la Hunedoara, care a avut un vis la un moment dat să ajungă actor și a împlinit visul, a ajuns la București, a făcut facultatea de teatru și după aceea a ajuns actor, și poate că nu a fost visul lui neapărat să ajungă în televiziune, dar s-a întâmplat. A fost o oportunitate care a apărut la un moment dat și a apucat-o. A zis, de ce să nu fac și treaba asta? Și m-am lăsat de teatru 12 ani, ceea ce a însemnat un, un lucru foarte rău pentru mine, pentru că știi ce se întâmplă. Eu, când m-am lăsat de teatru. Uh, Stai să te gândești că e ca mersul pe bicicletă, nu se uită. E, nu e chiar așa. Dacă nu faci teatru, ruginești rău de tot. Îți uiți resorturile emoționale, nu mai știi unde să te duci emoțional, știi, nu mai știi unde să te duci, de unde să apuci o emoție. Asta e problema. Și dacă n-ai emoție pe scenă, nici publicul nu simte. Plus, nimic. plus încărcarea care se întâmplă în fiecare seară. Plus încărcarea, sigur că da. Uh, și am făcut foarte rău că m-am lăsat 12 ani de teatru, dar am făcut foarte bine că am revenit și acum mai am niște spectacole, două spectacole de fapt, unul se joacă la Teatrul Național din București la Sala Studio uh, Insomniaci cu Gigi Frim și, da, și cu Marius Chivu o țăcăneală totală țăcăneală, pentru că e scris de uh, uh, Mimi Brănescu care scrie scenariile de la Las Fierbinți și care nu știu, ori a visat piesa asta, ori nu știu ce a fost în mintea lui, a scris despre trei oameni insomniaci care se întâlnesc în fața blocului pe o bancă și stau de vorbă despre toate posibilele uh, subiecte care există pe lumea. Despre, da, despre extraterești, despre uh, ABS, care înseamnă. Uh, stai cum era. Actul. Uh, actul. Uh, benefic sexual autovindecător. Adică ceva de viserele. E, 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 e senzațional textul. Chiar dacă eu la început, când am citit acel text, Mie mi s-a părut că personajul meu începe ciudat. Uh, uh, intrarea în scenă era foarte ciudată. Adică eu zic așa, sunt nenorocit. Nevastă mi-a fugit cu tata. Mama cu fratele uh, nevestei mele. Sora mea cu profesorul de sport și fratele meu cu fata lui Vitregă. Ma. Și acum eu trăiesc cu soția. Bunicului meu, a patra soție. Deci, așa încep eu piesa. Așa e intrarea mea în scenă. Ce poți să zici despre un text ca ăsta? O țăcăneală totală. Zici că nu e adevărat. Și, de fapt, așa sunt insomniacii. Și mai vezi cât un insomniac de ăsta sau doi sau trei care se mai adună pe băncile din fața blocului și care vorbesc despre toate posibilele subiecte care există. Vorbesc despre extraterestri. Unele sunt reale sau sunt... Uh... Nu mai țăcăneli. Nu mai țăcăneli. Nu mai De la nesomn. Da. Nu și nu mai țăcăneli. Bine, acum poate că unii ori fi făcut lucruri pe care le fac ăștia uh, povestite de ei. Că unul, Gigi, de exemplu, Gigi Frim povestește uh, cum el are toate cheile de la bloc pentru că dacă e vreun incendiu sau vreo inundație și scoate un mănunchi de 400 de chei. Mă. Deci îți dai seama că ori exista și da, de ăștia. Da. Cât în ceea ce vedem la televizor e personaj și cât, cât este realitate? Oh. Nu prea mai e personaj sau nu știu dacă e personaj. E un personaj, e și personaj, recunosc. E, e și un pic de personaj. Nu, nu foarte adânc personajul ăsta, nu, nu m-am dus prea adânc în psihologia personajului. E un personaj mai de suprafață puțin așa și restul e Florin Busuioc. Florin Busuioc care el la rândul lui, cred că e un personaj. Pe aici era următoarea întrebare. Câți dintre noi, suntem personaje și nu știm că suntem personaje. O majoritate. Majoritatea. Mai ales un actor și un actor de calibru tău, poți numai, să vezi asta. Numai măștile da, astea care nu... Da, da, măștile și, în general, ne ia de cap realitatea. Nu, nu mai trăim într-o realitate concretă cumva. Adică trăim într-o realitate impusă de alții și atunci devenim personaje în această realitate. Nu mai, suntem, uh, nu, nu mai suntem noi înșine. Știi, cum stau să mă gândesc cum eram eu copil. Păi nu mai sunt ăla. Chiar dacă aș vrea să fiu în realitatea de acum. Nu mai ai cum. Nu mai ai cum. Singurul moment care e problema cu niște prieteni la un moment dat, mă mi se pare că poți să fii tu 100%. Lasă că măcar în meseria noastră, mai ai cum să fii 100%. Mai că, ai că, cum că mai să... ai niște prieteni. Da, și e de adevărat. Astea. Dar 90% din lucruri când văd, și pe toate experiențele în care am trecut și eu și tu, și mai ales când ești într-o corporație, când ești în politică, oh, când ești într-un alt context, singurul moment când poți să fii tu, după părerea mea, e la când te duci în baie și îți faci un duș sau când trebuie să-ți faci treaba și, stai, și ești doar tu cu tine și în momentul ăla ești dezbrăcat la propriu. E posibil să fie așa. Deși, dacă stai pe toaletă și faci un rebus, s-ar păi putea să mai. Iarăși nu mai, nu iar, mai iar 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 nu ești tu. Iar nu mai exact. Ești Sau tu, măcar stii. în duș, când îți faci o baie, da, îți faci da, un da, duș, da. atunci. E, probabil că așa este. Ai, ai punctat foarte bine chestia asta. Probabil că așa este. Doar atunci și doar acolo poți să mai fii tu însuți. Și am nu observat că și la bărbați de... și la femei, nu la, mai ales, nu la, nu la femei, iată, mă greșeală, rectific, la bărbați obicei și ideile bun, bune le vin în, în duș. Pentru că atunci da, ești tu. Dar atunci ești tu și te-ai rupt de personaj. De da, personaje. corect, așa este. Da. Da, ești, deci a, asta, sigur. Foarte da. mulți oameni sunt personaje de care nu sunt conștienți. Foarte Nu, nu sunt conștienți deloc. Deloc, absolut deloc. Dar ei joacă un rol pentru alții. Pentru societate, în general. Pentru societate, puși de alții în acel rol. Nu e rolul lor. Asta e nenorocirea. Că dacă ar fi un rol asumat ar fi ok. Și-a asumat omul rolul și nu, ei sunt puși în rolul ăla de alții. Unii dintre ei știm și noi asta, că și noi facem asta și oricine. Băi, sunt, sunt într-un context anume, mă comport într-un anumit fel sau trebuie să am o mască, trebuie să fiu un persoană. Adică pentru pe puțin. În limitele da, bunului simț. Dar, da. dar știm oamenii care au devenit așa de personaj încât ei se identifică doar cu personajul, da, încât doar ei nu mai știu pe... să mai fie ei. Exact. exact. Știi asta? Adică da, există da, oameni. Da, da. Și ca te întreb și tu, bă, da asta sau asta, când o fi și el, el sau ea. Da. Corect? Păi mă uitam la televizor la asta, nu știu cum o cheamă, de la Parlamentul European, ca tot apare. Președinte. Președinte. Așa. Aia un personaj. Da. Și aia nu este. Uh, nu cred că e om, cred că e robot. Eu mă uit la ea. Cum era uit... acum, acum câțiva ani de la International Monetary Fund, da? cu părul alb. Exact. Dacă mai mintă tot Fraș, la fel, zice da. că e? Zici că este robot, juri că e robot, nu are nicio expresie pe față, totul e livrat cu aceeași intonație și cu aceeași emoție lipsă. Și zici, băi, robot fraților sau alien sau ceva, nu e normal ce se întâmplă. Dar, probabil că fiind acolo și în funcția aia, așa trebuie să fii. Mă gândesc. Nu, da, da, da. povestește mi puțin de copilărie. Cum erai? Cum erai Nebădios? dement, o, turbat, Doamne, cum eram prostii? Eu, stai, mă. Eu, în primul rând, am avut 800 de grame la naștere. Ma. Ce să mai vorbim? Eram cât o lingură. Prematur? Nu. La 9 luni m-am născut. La 800 de grame? 800 de grame. Am stat vreo trei luni în spital, că na, în incubatoarele alea de pe vremea aia, în anii 62, îți dai seama ce incubatoare aveau o ea. După care a început copilăria mea de rahitic, că eram vai de viața mea, am fost cel mai mic copil din Hunedoara, probabil până prin clasa a patra, cam așa. mă gândesc că în clasa a patra, pentru că în clasa a patra am început să fac tenis de masă, ping-pong. Și am început ușor-ușor să ușor, mă dezvolt așa. După aceea, după ping-pong un an de zile, am pierdut lotul, echipa. N-am prins echipa. Și am lăsat ping-pongul și m-am apucat de volei. Atunci a fost uh, izbucnirea. Creșterea uh, exponențială. Creșterea exponențială. După care, după vreo trei ani de volei, cred, m-am apucat de atletism. Care a fost benefic pentru mine. Am fost la concursuri naționale, nu am fost peste hotare, dar a fost bine, am, am, am fost un atlet bun. Adică nu eram nu eram printre ultimii, eram bine acolo. După care mi-a venit ideea gândindu-mă că făcând eu așa un pic de teatru pe la teatru Popular al lui tata, de la Hunedoara, pe care o conducea tata, era regizor și directorul Teatrul Popular. M-a chemat să joc un rol acolo, am jucat, a fost bine. Am luat și un premiu, nu știu ce, ba, să bă, ia să dau eu la teatru. Și mi-a apărut această dorință. La ce vârstă să a întâmplat asta? Păla 16 ani așa, cred. Deci no, nu atunci mai... nu cei dorit drum să no, fiu no, actor. Nu, no, nu, no, nu, no, nu vreau să fiu atlet. Clar vreau să fiu atlet. Dar am o poveste interesantă legată de preschimbările care se întâmplau în Hunedoara în anii 70, cam așa. Aveam eu vreo 8-10 ani, să zicem, și Hunedoara începea să se schimbe, să se dezvolte, să apară blocuri noi, cartiere noi, centru se modifica, apăreau blocuri din acelea pe care știm noi, nu știu ce. Și tot orașul era un șantier, enorm, un șantier enorm, pentru că tot orașul era în preschimbare, nu doar o parte. Tot orașul se schimba. Ai intrat ce aușeam cu forță. Da. Și atunci copilăria mea de pe la acea vârstă, 7, 8, 10 ani, a fost prin toate șanțurile în care pe se băgau și, toate... și pe șantier și pe Suluri de vată de sticlă pe care ne ne, ne stricam pielea pentru că îți dai seama prinz o vată de, da, aia da, de da, sticlă da, te e ceva nenorocire și asta a fost hunedoara pe care am cunoscut-o eu la vârsta aia, asta în preschimbare, în schimbare majoră, modificare mare de tot. Dar pentru un copil e mișto pentru că e, e șantierul mișto, să joacă toată ziua. sigur că da, cum să nu. Era, fabulos era. Fabulos. Erau și niște uh, trafuri de-astea mari, niște clădiri în care, bănuiesc că erau niște centrale, ceva, nu știu ce, și ne urcam pe alea și făceam cazemate, tot felul. Era senzațional. A fost o minunăție, a fost copilul Ai luat bătaie mai. când mic? O, Doamne, cum <sus> să nu. Păi cum să nu-i o ce deci, Am o prostii. aici de la tata. Făceai prostii? Cu cureaua mă bătea tata. Vai de mine. Făceam prostii, da. Mai făceam și prostii. Nu eram un copil chiar atât de năbădăios. Dar mai făceam și prostii. Tata, în general, mă bătea sau mă certa foarte tare pentru neînvățat la școală. Chiuleai de la școală? Nu, nu chiuleam. Am chiulit mai târziu, pe la 17 ani. Dar n-aveai chef să înveți? Dar n-aveam chef să învăț. Și atunci mă prindea că am luat un 4 sau un 5 sau un 6 sau celălalt. Hai că am o întrebare aici foarte curioasă pentru mine, mai ales ca artist fiind. Crezi, și asta nu e pentru copiii că sau să influențăm negativ într-un no, fel, dacă știu că ești o personalitate și mai personalitatea, crezi cumva că modelul ăsta finlandez mai nou, care spune că pe copiii pune într-o școală unde fiecare să meargă spre aptitudinile lui? e mai sănătos decât să înveți tot felul de materii care nu o să, nu o să folosească niciodată în viață. Ăsta e și modelul Waldorf. Cumva? Exact, da. Cum se pare? Fetele mele amândouă au făcut grădinița Waldorf. Uh, mi se pare foarte bine până la un punct. Punctul în care nu știu, copiii își dezvoltă niște aptitudini, dar dacă nu au aptitudini, stai să te întrebi. Și nu știu dacă la grădinița Valdor sau la școala Valdor sau la școala de tipul ăsta se face uh, dans acrobatic cum face fică mea mică. Dacă nu se face, da, pa! Corect, da. La revedere. Da, pe de altă parte, întrebarea mai era alta. Să stai și într-o clasă unde să înveți chimie și tu nu ai nicio treabă cum suntem noi o, viață Așa este. Așa este. Am învățat chimie degeaba. Absolut degeaba. Sau, sau n-am învățat, chimie. Mai bine zis, n-am învățat chimie. În clasa 10 profesorul meu de matematică, pe care îl cheamă, îl chema că s-a prăpădit Dumnezeu să-l odihnească, Busuioc îl chema, deși n-avea nicio legătură cu mine, doar o coincidență de nume, ne-a spus în clasa 11 de fapt, ne-a spus, băi, ăștia care nu dați la matematică, nu aveți treabă cu matematica la examen. Stați în ultima bancă, aveți nota 7. Mamă, să Luați o carte de ce aveți nevoie, și... română, biologie, ăia care citiți dau la Și citiți altceva. Și am făcut matematică între a 11 și a 12 exact atât cât Mie, îți spun eu acum. Mi-aș fi nimic un profesor care să, dea să, dea să dea Însă, să la BAC am luat 10 la matematică. Pentru că nu știu cum am știut. De ce am știut, nu știu. Am mai și luat da, de colo, da, da. am mai și luat de colo. Toți ceilalți colegii mei au luat de la mine la română, pentru că eu dădeam din română la teatru. Toată lumea la română a luat de la mine. A fost un subiect ăsta generos, cu lirica, nu știu ce, o chestie de asta și l am dat, le-am livrat tot, 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 tot ce trebuia scris acolo. Și la matematică m-am ajutat și eu de ei. Alții care te Da, Dar mai știam și eu câte ceva. Nu eram chiar atât de tută. Nu eram chiar atât de tută. Și dovada este că și astăzi mai dau probleme de matematică uh, dimineața. Mai am câteva probleme de pură matematică, nu de logică doar. Mai am și de matematică. Simple, e adevărat. Da, da, nu da. sunt foarte complicate. Dar, măi, nu. Unde sunt... ce ai vacanțele când erai mic? La țară, la bunici, la Șoimărești, în județul Neamț. Este satul Șoimărești din Da, da, da neamul -am Șoimăreștilor. Lor. Uh, un loc absolut fabulos absolut fabulos trece Moldova pe acolo apa Moldovei când mă urcam în Cireș în vârful Cireșului în curte la bunica și mă uitam și vedeam că vine apa Moldovei mare mare de tot că ploase la deal știam că e nenorocire și că trebuie cineva să ducă să ia caii care erau pe, un, pe, o insuliță în mijlocul Moldovei, să ia caii de acolo, că erau împiedicați caii, aveau piedică la picioare și nu puteau să nuate singuri. Ce Trebuia jumătate. să meargă cineva și de obicei se ducea nenea Posmoșanu, care stătea în malul apei și se ducea, îi despiedica și venea cu ei până în sat. Absolut senzațională copilărie am avut la țară. Mergeam noaptea, bunica mă lăsa la 5-6 ani, Atenție! Mergeam noaptea cu fachiu, cu furculița la pescuit. Cu faciu? Faciu, da. Ok. La pescuit cu faciu, cu un felinar, asta în nopțile fără lună plină, că dacă erai pe lună plină, era degeaba. În nopțile mai întunecate, așa, mergeam cu felinarul, puneai felinarul deasupra apei, peștele se uita ca bou în felinar și Bam. înțepenea, paraliza, ping! îl înțepai cu faciu cu și mergeai pe uh, malul apei și îl băgai sub nisip, se băga peștele în uh, foi de hrean, se băga sub nisip și noi făceam focul Fucură deasupra zupă. nisipului și mai furam niște porumb de la colectivă, îl făceam deasupra pe foc și uite așa era copilăria mea alături de Velucu, de Sandu, de Lică, de niște prieteni, de Fabulos. Prima gagică. Sau prima îndrăgosteală? Prima îndrăgosteală tot la țară. Eram între patra. Zece ani? Da. Și era o fată de la Iași, cred, care era, venea la o familie care era înrudită cu noi, că acolo la țară știi da, cum da, sunt da. cam toți în, înrudiți așa. Și de ea m-am îndrăgostit prima oară, da. Stăteam seara, povesteam, o țineam de mână. Doamne, doamne. Romantic. Romantic, da. Și dădeam să mănânce mac, în speranța că ceva se va întâmpla cu ea. Nu. Era mac de la care nu care, e, care, nu avea efect. Care nu avea efect, da. A, crezi că felul în care ți-ai trăit o adolescență diferă total de cum și-o trăiesc cu tine absolut, ziua absolut. Absolut. În primul rând că adolescența a fost cu foarte multă muzică progresivă. Asta e ăsta e primul aspect. Pink Floyd, Genesis, Yes, Jethro Tull, uh, King Crimson, ce mai zic. Soft, și și soft nu numai așa. muzica, iartă-mă, pentru că pentru generația de ziua de azi, adică fiind la bază tot artist experiența de a pune mâna pe un disc sau pe o casetă. Nu mai vorbim despre asta. Pentru că în ziua de astăzi, când, când tu ai spus muzica, eu ușor, intru pe YouTube și caut orice vreau. Nu, 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 nu. Toată experiența aia care era mai grea decât să asculti muzica. Era mult mai complicată, da, exact. Astăzi. Să pui mâna pe un disc de vinil, să pui mâna pe o bandă de magnetofon. Schimbul, dusul până acolo, luatul găsit. Pac, adică... fă, mamă ce era! O doamne, doamne! O eu am avut, la un moment dat, am avut un uh, disc al lui Frank Zappa, unul din preferații mei, Ship Arriving Too Late to Save da, the drowning da, da, English, da. care e un disc foarte rar, am înțeles. Da. și l-aveam. În America a editat, nu era editat în Bulgaria sau. Era făcut în America și l-am avut. Am avut de asemenea. O să era worth de mii de dolari. Da, da. Am avut de asemenea Made in Japan. Da, 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 da. Am avut. Fraților. Aveam discuri ca la balam. Am avut Duane Alman, frații Alman, Alman Brothers, da, da, da. dublu disc cu ă, ăsta ă, slow hand, cum îl cheamă Eric Clapton. Eric, Eric Clapton, chitară adițională pe disc. Adițională era. Era o chitară și el pe acolo. În 70, făcut disc. Bă, era ceva absolut senzația. Am avut niște discuri de colecție. Înainte, să fie cu crims. Da, 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 da. Niște discuri fabuloase am avut pe care le-am lăsat la o gagică. <laughs> da, dar experiența în sine era... Adică, eu văd asta și în lumea artiștilor. Când vorbești cu cineva, spui... Da, cum ai ajuns să faci aia sau să faci aia? Sau cum aveai acces la piesele alea? Păi în ziua de astăzi, pe YouTube și poți să... Corect, accesezi aici. orice piesă. Pentru noi, era atât de greu să da, pui mâna pe. Da. Și trebuia să fii pasionat ca să reușești. Trebuia găsești. să fii pasionat și trebuia să ai și un mentor. Exact. trebuie să ai pe unul care știe despre ce e vorba. Exact. Am avut pe unul Stanciu, un coleg de-al lui Taică, meu, care mi-a dat primul magnetofon și primul pickup și primele discuri. Bă. Da, era Era ca o, ca o sectă. Era să faci o parte. sectă, exact. Exact. Cu asta niște este. valori, cu niște exact, valori. Exact. O sectă era. Și am intrat într-o zi în casă la Stanciu, acest minunat profesor care m-a călăuzit în muzică și am rămas tâmpit pentru că toată casa, toată casa, atenție, am mai avut senzația asta mai târziu, toată casa era plină de discuri. Pe toți pereții, no, la bucătărie, la baie, erau numai discuri. Și aceeași senzație de Fabulos am avut-o când am intrat în casă la uh, Radu Beligan. Pe toți pereții din casa respectivă erau cărți. Dar pe toți, peste tot, cărți. Era un... Se pare că... Un Radu paradis Belli... al cărților. Da. Radu Beligan, după ce a fost în uh, Paris cu rinocerii, alături de Ion Lucian, a fost considerat cel mai mare vorbitor de limba franceză. Atenție! Era considerat mai bun ca vorbitor de limba franceză decât un francez. Incredibil. Pentru că așa cum a făcut-o și uh, uh, Eugen Ionesco, a îmbogățit limba, limba franceză. franceză. A adăugat lucruri, a venit cu niște expresii, a venit cu niște. lucruri, A nuiat se... lucrurile altfel, a da? A da. lucrurile altfel. Fabulos mi s-a părut când am auzit acest, acest lucru. Am citit undeva într-o da, da, da. Într revistă de teatru din Franța. Deci la actorie a ajuns prima oară la 16 ani. La, cam la 16 ani, da. Cam la 16 ani am renunțat și la atletism. Cu toate că eu vroiam să-l să-l bat pe colegul meu și prietenul meu cel mai bun, Tibi Lebedi, care era campion la orice, vreau să fiu mai bun ca el, dar n-am reușit niciodată, și care am înțeles că acum, la vârsta asta, are cam vârsta mea, mi-a fost coleg, uh, face ori în Austria, ori în Germania, pe undeva, uh, face, are o asociație cu care face atletism pentru vârstnici. Extraordinar mi s-a părut. Adică și-a dedicat viața acestui acestui sport și acestui scop pasiune, până la urmă. O pasiune foarte mare. De asta nu l-am bătut niciodată. Până la urmă. Cum ai câștigat primii bani de în actorie? Cu greu. Pentru că eu când lucram în Combinatul Siderurgic din Hunedoara ca și Coxar care ce înseamnă Coxar? Că eu eram operator chimist, Sanchi. Asta era trecut în diploma mea coxarul ia cu lopata cărbunele dintr-un morman și-l aruncă în cuptor. Ăsta e coxarul. Atât. At asta face el. Coxar pe <coughs> timpul ăla, să nu fie interpretat greșit. Nu, nu cred că da. e interpretat. Nici nu exista pe timpul ăla. -a spus, nu, nici, nici, nu, nu, exista. nu cred că exista, de că exista de termenul cox în coc. România. Coc nu da. exista în România. Mă rog, a, asta eram eu, dar nu asta am făcut eu ca și coxar, pentru că eu eram doar angajat ca și coxar. Eu am făcut a, albume de astea, de evidențieri, de nu știu ce, scriam lozinci, eu eram pictorul de la sindicat, adică n-aveam nicio treabă. Uh, ideea este că eu ca și coxar când am fost angajat aveam 3680 de lei salariu la care îți mai adăuga niște sporuri că era muncă grea luam vreo 4500 bine? da, nu bine, extraordinar nu prea aveai ce să faci cu ei că exact. așa, dar îi luam după care am făcut facultatea și am ajuns actor. Salariu 2.125. Și m-am întrebat atunci la ce dracu mi-a trebuit mie să fac bă facultatea asta și să câștig de două ori mai puțin decât un uh, coxar. coxar. N-am așteptat să-mi răspund la întrebare. Mi-am luat salariul și, și asta unde e. E. Dată să, să am, am lucrat prima dată la Piatra Neamț. Acolo a fost repartizat. Acolo erau repartizați ăștia șefi de promoție. Anii 80. De... Da, în anii 89 chiar. Chiar în 89 a fost. Carmen a fost acolo în, în, în Tănase? Carmen Tănase nu știu. Știu doar că acolo a fost Horatiu Mălele, acolo a fost uh, regizor la un moment dat Andrei Șerban, acolo a fost Maia, Da, Maia, 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 Maia a fost, Maia, -a, doar, Maia. A fost acolo, uh, Mircea Rusu a fost acolo, am fost chiar colegi de teatru, Uh, Anca Sigartău da. și cu ea am fost, că noi doi am fost șef de promoție. Ea la fete, eu la băieți și am mers amândoi la... Ce profesor ai avut în facultate? E, hey, Dem Rădulescu. Absolut senzațional. Mă făcea de comandă? adică Băi, el așa... <coughs> nu puteai să nu râzi la orele lui pentru că el era fabulos când explica... Deci el era așa, era, așa, personajul. Era personajul. așa era personajul? era da. Gura și toate alea și tot ce făcea și gesticul. Da. El când îți spunea că, dragă, în teatru trebuie să te miri, îți dădea un exemplu. Păi dacă intră acum Madame Berlogia, care era rectorul facultății, în clasă și eu sunt călare pe doamna Cucu, profesoara de istoria teatrului, nu se miră? Dar cum să explic eu că sunt călare pe doamna Cucu ca să-i scot un țepo, țepușă din degetul Mic că i-a a făcut așa pe masă și a intrat un țepuș El ia să miră, doamna Berlogea când ne vedem postura asta. Și avea dreptate, așa este. În Teatru Trebuie să te miri ce înseamnă. Că el avea și o explicație absolut fabuloasă pentru asta. El zicea, Trebuie să te miri în sensul că tu nu știi ce zice colegul tău de scenă. Replica pe care ți o dă, o auzi pentru prima oară. Tu de asta ești într-o perpetuă mirare. Nu te miri. Așa, că, de nebun. Ești mirat că el îți spune ce îți spune, pentru că tu nu trebuie să știi ce îți spune colegul tău. Chiar dacă tu știi cu multă da, da, vreme da, da, înainte. Da, da. Și așa este. Asta fac mari actori. Dacă te uiți și la filmele americane, vezi da. actorii mari care asta fac. Ei sunt într-o permanentă ascultare. Asta e și muzică, dacă n ascultat pe dacă celălalt și când de unul singur. Ce scur? faci? Ai, A, -a datin, dus, ca da din, exact. exact. Uh, cine, cine mai era pe vremea aia? Olga Tudorache? Olga Tudorache. Uh, mai era Albulescu. Mai era Co uh, Cojar, Ioan Cojar. Cojar. Uh, nu știu, Zanfirescu, nu știu dacă era chiar atunci. Doamna Sanda Manu. Erau niște proces. Și Olga ce titan. Ce titani erau toți, erau sensațional cu toți, erau niște făcători de oameni erau. Făcători de oameni, asta pot să zic. Acum stau să mă uit la facultatea de teatru și nu știu cine sunt copiii ăștia care îi învață. Chiar nu știu. Nu știu cine sunt, din păcate pentru că nu i-am văzut niciodată pe scenă, că n-au jucat. Și sunt profesori. Și sunt profesori și atunci stau să mă întreb, cum să ajungi, mă, să faci meseria asta doar așa, pentru că... Așa ești, așa ești la conservator. Sunt profesori doar aia care au, au, învățat să fie profesori, nu aia care au cântat ca să fie... Nu e în regulă, după părerea mea. S Trebuie niște mentori și, în general, școala asta se, se, se cam face cu mentorat, nu se face și cu, cu experiență. Și cu experiență. Pentru că, până la urmă, meseria asta, meseria voastră și meseria noastră se, se, fură. se fură. Exact asta este. Asta e o meserie care se fură. Și nu poți să-mi de la ăla care el n-a furat-o de la nimeni. Da, el, el e doar, doar, unei, doar o implementează. Nu știu. Acum poate că. Voi ați fi posibil și mai, mai a fost unul dintre 82, 89, cam ultima generație. Foarte exact, puțin au da. mai prins după Revoluție ceva. Foarte nu? puțin pentru că studenții s-au revoltat la un moment dat și au dat afară pe profesori. Asta s-a asta întâmplat. I-au renegat pe profesori, i-au dat afară cu șuturi. Nu știu. Da? Și pe Sandamanu și pe. Bibanul au vrut să-l dea afară și, bineînțeles, că acești minunați profesori care ne-au învățat pe noi tot ce ne-au învățat, au zis, dar ce-mi trebuie mie? Nu mai vroiau să facă cu ei, că sunt bătrâni, că sunt. Asta după Revoluție? Da, după Revoluție, da. După Revoluție, sigur. Incredibil. Da. Nu am știut despre asta. Groaznic. Mi s-a părut așa o, o, și știi care e nenorocirea? Că noi ăștia care am terminat la acești profesori n-am făcut nimic. Așa cum noi ăștia care am jucat pe scena teatrului Casandra, n-am făcut nimic ca să păstrăm Casandra. N-am făcut nimic. Nu. Am lăsat să se ducă totul de râpă. Dar aici știi e, e... Stau să mă gândesc dacă în alte părți Actorii nu sunt un pic mai uniți cumva. Nu numai actorii, cred că noi în general că n Noi ca n așa suntem, da? da. Da, uite că acum au sărit la război. Au sărit. Mulți. Da. Foarte mulți. Da. Nu vreau să zic nimic. Nici Da. Lăsăm, asta e o temă pe care nu vrem să o discutăm. Nici eu nu vreau să discutăm asta, pentru că, iată să spun, că 70% din populația României este în sărăcie extremă. Adică da. n-au ce, cele cinci din cele 9 lucruri de nevoie de bază. Da. Asta este uh, articolul din ONU. Da? De la Națiunile Unite. Nu cum ar fi ar, ar fost în general bine și înainte să se întâmple norocirea asta, doamne frece să, să ajutăm. Să-i fie ajutat și pe ai noștri. Că știi exact. cât e aici, la 20 km de, de, de București, ce fel de sărăcie e? Oh, da. Și știi că au și nevoie de apă, de cartofi, de este. mâncare, Corect? de haine. Corect? Da, de, de, no. dar măcar e bine că poate asta e, după o să ne învețe să fim buși cu ei uh, Nu cred. Nu o spun cu altfel, da? Nu uh, cred. Teatru te învață meserie, nu televiziunea și nu cinematograful. Nu, nu Corect? Nu, nu. Nu, nu uh, poți să fii actor de, de TV. Nu. Sau actor de nu. film. Poți să fii actor de film. Dar trebuie să treci prin teatru. Unii nu trec prin teatru. Uite știi ce se întâmplă? La noi trebuie să treci prin teatru. La noi în țară, în România. Pentru că dacă nu treci prin teatru, nu ai, nu ai școală de actor de film. Știi? Afară există școală de actor e de film. Acolo e altceva. Și acolo știu să facă vedete din orice. Corect. Aici nu există școală de actor de film și atunci trebuie să treci prin teatru. A existat la un moment dat. Știu că Ilarion Ciobanu era actor de film cu Patalama, adică avea uh, diplomă de actor de film. El n-a făcut teatru deloc. Și nici n-a jucat niciodată în teatru. Nu, nici n-a jucat în teatru. Dar uh, la noi în țară e obligatoriu să faci teatru. Și cred că teatru bate filmul dintr-un punct de vedere. Adică acea emoție nemijlocită pe care o simți din partea publicului și pe care o transmiți și tu la rândul tău publicului, nu există în Schimbul film. Schimbul de energie. Schimbul de energie nu există în film. E adevărat. Filmul dăi nu este peste zeci, sute de ani. Teatru moare în clipa în care s-a terminat spectacolul. Dar nu se compară. Emoția nu se compară. Nu se compară. Și pentru asta trăim, pentru emoții. Trei atunci, cât, cât ce perioadă a durat până când ai trăit în teatru? Câți ani? Până la Revoluție? Cât am trăit din da, teatru? ai fost angajat, adică până la Revoluție. No, nu, am fost angajat până în 2010. În 2010 am hotărât că e mai bine să dar te-ai mutat după la de la Piatra Neamț? Nu 2010, 2000. 2000. Te-ai mutat de la Piatra Neamț? De la Piatra Neamț m-am mutat la Arad. Am stat vreo 7-8 luni la Arad, un an, nu știu cât. Și după aceea am venit la București. Am dat concurs la Teatru Bulandra. Ă, Ciulei m-a vrut în teatru. Gina Patrichi m-a vrut în teatru. Vali Moisescu m-a vrut în teatru. Mamă, ce nu mi-ai spus, da. ai giganți. Caramitru nu m-a vrut. Și nu m-a luat după care am dat examen la, am dat încă un concurs la Teatru Ion Creangă, unde se făceau angajări. Am luat acolo concursul, m-a angajat Cornel Todea, am jucat la Teatru Creangă până în 2000, iar am greșit eu cu 2000. Ai jucat și cu ai, ai jucat și cu Ciulei. N-am lucrat cu Ciulei, pentru că n-am apucat să lucrez cu Ciulei, că ajungând în Teatru Bulandra, n-am avut cum să ajung la la geniu geniu. Da? Asta e. Na, da, ce să-i zici? Luca Ramitru, că acum e și el oale și da, cu cele. toată lumea. Da. Nu asta e problema. Da. Nu mă Na. Da, asta da. a fost soarta mea, așa s-a întâmplat, a fost foarte bine că am ajuns la Creangă. A venit uh, uh, Gonța, director atunci. Gonța era director. El m-a angajat nu Todea. Gonța. Uh, am avut cu Gonța niște experiențe foarte faine. Am jucat uh, Țiganiada. Wow. Extraordinar. Muzica lui Alifantis. Senzațional. Absolut senzațional. Și jucam Cepeș și Diavolul. Deci cele două personaje principale, principale ale spectacolului. Și... Cu Cornișteanu am făcut spectacolul. După aceea a venit. Uh, am făcut și. Uh, Budai de la anul, se pare că și el era Da, 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 da. Uh, am făcut și. Uh, cum îi zice. L'empromptu de la Alma. Asta este un spectacol în limba franceză pe care l-am jucat cu Cornel, Todea mai târziu. Și cu care am mers în toată Europa? Oh, am tare. umblat cu el în toată Europa. Un spectacol uh, în limba franceză jucat. Am avut premiera la Viena. <laughs> deci tare. nu aici, da. A fost foarte. În ce, în ce te regăsești mai mult? În comedie sau în dramă? În comedie. În comedie, nu? În comedie, chiar dacă nu, știi, mă mă regăsesc în drama comedie cel mai bine. Molie. În drama comedie. În drama comedie. Da, da, da. Nu numai comedie. Nu, nu, comedie pur și simplu. Trebuie să fie un pic de dramă, că dacă nu e dramă, nu da, e... Drama dar. Da, dramă comică. Da, dramă comică. Absurdul ăla, penibilul ăla, știi, pe care ți-l oferă... Cum e și viața, de fapt. Exact, exact, exact. Da. Că de, de cele mai multe ori, de fapt facem haz de necas, care este o, 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 comedie, adică râs despre acea dramă. despre acea dramă, exact. E o comedie a dramei. Și de foarte multe ori și Bibanu ne dădea exemple de penibil. Penibilul care se transformă în comedie pentru că nu are cum altfel, dar la bază e o dramă. Eu chiar... Da, uite, pot să, pot să mă regăsesc în asta, adică să spun un exemplu, dacă tu vei așa între prietenii, e, de, cele mai multe ori este, cum știi, trupa mea de and Brothers, unde eu și când am început, și am, am început să o promovez, am făcut, cum spun americanii, self-irony. Așa. Așa e și bine. Dar, de fapt, self-ironia ăla este, eu iau o poveste de dramă și râd de, de, de ea fac ceva da, comic. Da, faci comic de ea, da. Și și ce când suntem să iau o pauză, pe păi, dacă noi țiganii facem asta, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. La început aveam unii mai bătând în, în trupă, care spune, a, doamne, dar nu mai râde. Nu mai râde, râde bă, de în fața gagiilor nu mai spune așa de noi, că râzi de noi. Da, -ar fi. da, da, da. Zic, mă, dar eu nu râd de noi. Le povestesc oamenilor ceva pentru că așa îi fac să râdă prin ironia față de, 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 lucrurile pe care le facem noi. Deci, de fapt, tot o comedie a unui lucru dramatic faci. Da, da. Tot. Autoironia este cea mai bună armă ca să cucerești inimile. De foarte multe ori mi se întâmplă chiar mie la vremea, să zic, bă, dar sunt tâmpit, să zic în direct asta. Sunt tâmpit că am arătat Timișoara la Constanța, cât de prost să fiu. Și zic asta, asta, exact cum am zis acum, am zis în direct. Și lumea mă iubește pentru asta. Pentru că îmi recunosc greșeala, îmi pun cenuș în cap, îmi asum tot ce e greșit și lumea zice, da, bă, e, e, e Era, valabil, bă, tipul ăsta, bă. Er erau momente pe scenă când să zicem că încă sunt unii din de, de, public într-o sală sau într-un stadion sau într-un într club care, nu că sunt rezervați, dar n-au așa curajul să vină spre noi să danseze. Și eu o spuneam, primul lucru, hai veniți, veniți aproape, că astăzi nu furăm portofele. <laughs> <În> următor, <laughs> în următor, toți veneau spre noi. Doar că mă foloseam de un lucru de ăsta. Da, sigur, sigur. Extrem de mic. Sigur, sigur, da. sigur, sigur, sigur. Deci autoironia, -iro, auto știi ce se întâmplă? <coughs> Trebuie să ajungi tu cu tine la un nivel de self-acceptance, să te accepti ca să poți să faci autoironie nu de uh, superioară. Nu superioară, exact. Da, și da, să nu te simți da. nici inferior, adică să, nu da. te afecteze. Exact, exact. exact. Tocmai de-aia exemplu unde pe unii afecta când făceam glume despre, nu despre ei, că și eu sunt toți țigani, făceam glume și atunci ăștia erau nu mai fata mea, că râd, ca râd de noi. Râd de noi. Dar nu da. e nimic rău, ei nu râd, adică, adică și ei văd că și noi vedem că lucrurile astea sunt funny. Da, corect. De fapt asta e ideea. Da, corect, așa este. Da? Cum ai început cariera în televiziune, Florin? Am început la TVR. Eu n-am început la Pro TV, am început la TVR cu un filmuleț cu niște pisici. pisici o pisică neagră, una albă, parcă, nu mai știu exact, sau o pisică. Alergam toți de nebun pentru un hotel să prindem o pisică. Era un film de televiziune, pe care l-am făcut în 91, 91, 91 sau 92. După care regizoarea filmului, care făcea tip-top, mini-top, o emisiune uh, muzicală cu copii, pe care o prezenta Lucian Mihalea, Dumnezeu să-l odihnească, m-a să văzut și i-a plăcut e așa, cam cum uh, descurc eu cu poante, chestii, ce mai făceam eu, că improvizam foarte mult la filmul ăla. Și zice, nu vrei tu să prezinți tip-top, mini top, că n-am prezentator. Ba Și am început să prezint tip-top, mini top. Am prezentat vreo trei ani tip-top, mini top. După care... S Asta după ce a trecut în neființă Michale. Da, da, da. După care s-a sau a început să se lucreze la cum îi zice, la desene animate, dublaje de desene animate la Pro TV cu vreo șase luni înainte să se lanseze postul. Și am fost chemat în echipa de dublaj. M-am dus acolo, ne-am făcut treaba, o echipă, cred că sunt cele mai frumoase amintiri din viața mea, legate de televiziune. Andrei Duban, Marina Procopie, Tomi Cristin, Dan Tufaru, Dora Ortelecan, cine mai era? Afrodita, Afro. Eram o echipă senzațională, genial eram. Sandu Pop, Alexandru Pop de la Etno. Am uh, început să facem dublajele la desene animate și stăteam toată noaptea. Noi ziua mergeam la teatru, la repetiții și spectacole și noaptea Ce făceam dublajele astea. Pentru că nu aveai când să lucrezi alt, alt, în alt timp și le făceam noaptea. Șase luni de zile am făcut această chestie, după care am mai continuat vreun an, probabil. Pentru că pe vremea aceea, sâmbăta și duminica, erau desene animate pentru copii dimineața. Taz, bă, ce mai făceam? Erau tot felul, tot felul, de, de, desene. Tot felul de desene animate. Asta s-a întâmplat în 94-95 chiar, după care a început ProTV-ul să emită eu am fost uh, luat după ce am terminat cu dublajele astea, am fost chemat să fac voce, să fac uh, voice-over la emisiunile concurs, pentru că George uh, George cum îl cheamă? George? Vintilă. George Vintilă Ă, primise o emisiune și vroia să, să cam tireze de acolo din voiceover, că el făcea și zice: Bă, uite, îl propun pe busul că e foarte. așa și are și. și m-am dus și am făcut. A durat și asta câțiva ani. După care, ce a venit? A venit. Uh... E cum a ajuns la vreme? Te-a văzut sârbu și La vreme nu, nu m-a văzut sârbu. La vreme am ajuns după Bingo, după ce s-a terminat cu Bingo. Bingo a fost în 2000, 99, 2000 și după ce s-a terminat mi-au dat concediu fără plată patru luni de zile. Am fost în concediu fără plată. Adică trebuia să te dea afară. Nu, nu vreau știi. să mă dea afară, dar nu aveau ce să-mi dea de lucru și atunci au zis, bă, n-avem cum să te plătim că n-ai treabă. Îmi mai dădeau ei așa să fac o voce acolo, o ceva, dar nu era satisfăcător și atunci... După Bingo, Mona Segal, care era producătoarea șefă de la Media Vision, zice, nu vrei tu să prezinți vremea până găsim noi ceva pentru tine? Că eu eram angajat la Media Vision la ea. Da, da, zic, hai să facem. Și știam că dacă ești la, dat la meteo, ești pe linie moartă și acolo cam asta a fost. Sigur că da, zic, de ce nu? Să fie ceva, de, de papa. Am intrat la Meteo, făceam la început în weekend, după aceea am venit și la programul de dimineață și cel de seară, și făceam Meteo până când, la un moment dat, în 2010, după vreo 10 ani de Meteo, 9 ani, se face un concurs european la. Bruxelles, cred că am fost atunci. Nu, la Zurich. La Zurich. Și la concursul ăsta internațional de prezentatori, de meteo, era. Am luat loc întâi pe Europa. Le-am trimis un. o. Uh, o. registrare cu. De ce făceai tu? Ce făceam eu într-o Nu era ceva deosebit. Ei au tradus textul, frate. Ca asta m-a asta șocat pe mine. Ei au tradus textul și au văzut că e ok, și textul, și ambalajul, cum sunt îmbrăcat, și imaginile, și operatorii erau super ok, și cadrele și. Doamne! Deci a fost un premiu de echipă să ne înțelegem. Nu am luat doar eu premiul ăla, a luat toată echipa, a luat premiu și. Am fost surprins cumva că am luat acel premiu. Și în anul următor m-au chemat din nou să bă, înmânez premiul pentru următorul care lua. E, am fost și la o conferință, la Bruxelles am fost, la o conferință pe schimbări de climă, și ce m-a șocat pe mine a fost că în sala aia imensă, rotundă, unde stăteam toți la mese. Au venit unii să ne vorbească cu arătătoare de alea pe niște plasme mari și la un moment dat m-a unul care era speriat de ce povestește cu schimbarea climei. Și am zis, frate, dacă ăsta e speriat, înseamnă că nu e, e bine pază, deloc. E jale. E jale. Și ne-au rugat să facem și noi awareness, știi, să povestim oamenilor, să spunem, domne, trebuie să facem cu tare, să avem grijă, să nu mai uh, poluăm, polu să, să nu mai aruncăm să nu mai. Zic, ok, dăm și mie datele astea pe care le aveți voi aici ca să fac și eu un material. Păi nu putem, că sunt secrete. Să mori tu, că nu poți. Și nu ne-au dat nimic, frate. Și am zis, păi, dar n-am cum să fac mă tata așa. Ori îmi dai ceva, ca Concret, să putem, ca să, ca să, să pot viz. să fac un material, să îți arăt un grafic cu aia. uite cum au crescut astea, cum s-a întâmplat. Nu putem, că sunt secrete. Păi cum sunt, bă, secrete? Ele trebuie să fie publice ca să știe, că lumea. Ca să știe lumea că altfel nu faci nimic. Și nu ne-au dat nimic. Da. Cum a fost -o pe premiul ăla? Nu a fost nici cum, a fost la fel. Totul a fost la fel, dar. Din când în când așa îmi place să mai amintesc că am luat premiul ăla pentru că... E cel mai bun prezentator din Europa. Nu e că... tot. Totuși e ceva. Că nu. toată lumea îmi zice bă, dar tu poți mai mult, bă, tu, de ce nu ai emisiunea ta? Nu am nevoie de emisiunea mea. Spune și mie unul din televiziunea română care are premiul ăsta. ce îmi trebuie mai mult? Nu, și lumea te identifică cu ceea ce faci tu pentru exact. că faci foarte bine. Adică exact. Oamenii care așteaptă mai mult să te vadă pe tine spunând știri, știri, vremea sau știrile de la vreme, eu nu, nu cred că niciodată m-a interesat câte grade sunt sau astea. Mă uit la tine, de ce faci tu? Da. Dar dacă îmi spui la sfârșit, câte grade sunt sau ce a spus busul acolo? Eu, eu nu ascult. Nu, nu știi. da. Și cred că da. poate mulți oameni sunt așa. Ah. Pentru că e, e personajul tău mai mare decât importanța Că dacă vreau intru pe telefon și mă uit, bă, sunt 7 grade. Da, corect. Dacă mă uit la tine, mă uit la personaj. Toată lumea zice, domnule, cum prezint tu vremea, perfect. ce, ce dai, tu le dai, tu le dai perfect, bă, așa e cum zici. Și zic, fraților, aceeași, aceleași date le au toate Toți. televiziunile. Nu e cu nimic diferit ce zic eu față de ce zice la de la antenă, de la prima, de la realitatea sau de la Digi. E, e, un puș care vine de la noi acum la studio aici, are fost 27, 28 de ani, nu știu, tare. și prezintă, uh, vremea la realitatea. Și a început acum vreo două luni de zile, a venit, e chiar foarte talentat cântă cu vocea și prezintă știrile cântând. Cântând. <laughs> Da, a prins, a început să prindă. Da, bă, foarte bine, de ce nu? Trebuie să folosească, da, asta, de ce știe el să facă? Da, foarte bine. spune despre familie, știu că ești căsătorit, tot știi că ești căsătorit, căsătorit, și ai două fetițe. Da, am două fetițe, sunt bine cu toții. Soția mea e tot actriță, dar nu joacă, ea nu, nu profesează. Fetele sunt una în clasa 12, a termin acum, una în clasa 6. -a. să străiască, să, fie să Aia mare, nu știu ce vrea să facă. Cum fac... se par, par generațiile lor? Hai cap. Sunt foarte diferite una de alta deja. Da, sunt diferențe uriașe. Una de alta sunt deja foarte diferite. Aia mare e ceva mai. un pic, să zicem, nu, nu cu mult, dar e mai învață, stă, mai-și face temele, mai responsabilă un pic. Aia mică e pe telefon tot timpul când e vorba de teme, tati, hai să facem teme. Și eu mai ajut. Nici nu știu puțin. cum se numește generația asta noi, nouă băieți, nici nu știu care e numele la ăștia noi. Nu a fost milenii, a fost X, a fost Z și acum, adică generația asta e mici, nu care are cât? 12 are ani cât are? 13 ani. Da, aproape. nu știu cum se numește generația asta. Cum se numește Lucian, nu, știi, hă? nu știu, Da. Nu, nu știu cum se numește, da. Nu, Dar nu, e clar nu... că sunt niște diferențe uriașe. Da, 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 da. Și față de ce am trăit eu, nu se compară. De la, cer la pământ, de la cer la pământ. Nu se compară. Care crezi că e cel mai important lucru pe care ar trebui să-l învețe fetele de la, de la tine? Pruu, e greu de spus. Să-și facă treaba. Ca lume. Eu fac treaba ca lume asta cred că e important să facă bine ce au de făcut aia mică face face dans acrobatic și face foarte bine a luat și un premiu acum sâmbătă, duminică a luat un premiu la Brașov premiu în locul întâi e foarte bună aia mare e foarte bună și ea pe multe lucruri, a făcut pian Îi plac multe materii, ca să zic așa. Premiul ăla, Și... de fapt, este mai mult pentru tine decât pentru alții. Da, corect. Ce ai spus, despre pentru asta e important, cred că pentru tine pentru... să da, Pentru da, self ul da, tău, pentru da, încrederea ta în sine când da, e premiul ăla sau când faci lucrurile corect, bine. Corect. Și e bine să facă lucrurile bine. Asta mi se pare important. Pentru că se întâmplă de foarte multe ori să fie într-un concurs fică mea mică. Și să iau un premiu care nu are valoare. Pentru că este singura la categoria respectivă. Și atunci, normal că ia locul întâi. Și îi spun atunci, Cati, n-ai avut concurent, de asta ai luat locul întâi. Tu, ca să te verifici și să ai. Trebuie uh, să, o... să te lupți cu cineva? Trebuie să lupți cu cineva, că altfel. Nu, e degeaba. În primul rând, trebuie să te lupți cu tine însuți și cu aia cu cineva. După aia cu cineva, da. Cum a fost dragostea la prima vedere cu soția? Da. Era pe vremea când eu predam la Hiperion, la facultate, și ea nu era student. Nenorocit, tu te-ai de student. Exact, ta. așa este. Exact, așa. face. Păi, mi-a plăcut și atunci și îmi place și acum. Da. exact. Da, nu, ce să. Da. A fost, da, chiar dragostea la prima vedere. Fetele le iubești ca ochii de în cap. Nu există ceva mai important pe lumea asta. Nu există. Dragă să cum e? Cu șprițul cum stai? Nu stau deloc, pentru că nu beau absolut deloc. Nu mai bei? Nu mai beau și nici n-am băut înainte. Beam... Uite, ca să-ți explic, am avut o bere în frigider, un lefe, de la un revelion până la următorul revelion. Și nu l-am desfăcut nici atunci, la următorul revelion. Deci e clar că stai undeva unde n-ai nevoie nici de instalator. Păi nu prea. Mai am nevoie câteodată. Că... Dar nici instalatorii mai beau în ziua de azi. La, nu, nu. Dar nu beau lefe. Nu, Le nu, nu, lefe. Nu. Nu, lefe nu. Noroc nu, de astea Nu, ale... nu, altceva. <laughs> uh, știi ce se întâmplă? Instalatorii mai vin la mine pentru că fetele au părul lung și să, și să fundă cada și trebuie să facem desfundări. Dar și nu mai e ca pe vremuri cum era pe, pe vremea mea și pe vremea ta când tata îi dădea o bere. Acum am no. instalatorul tău, mardei, nu mai... Îl da, ma, no. părlai pe timpul că o bere, era no bine de tot. Nu e cazul, nu... No, Bă, te no. tata să iau de aia la kil mai țin da, minte. Da, tu, da, tu, da, da, tu, da, 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 da. Uh, Deci, nici înainte nu bei. Nu, no, nu, no, foarte rar. Pe tocmai de asta că am vrut să ajung la infarct. Cu dar ce crezi că a fost fumatul? Nu, a fost fumatul, trei pachete. Bazi, zi, ce marcă? Și Camel. Puternice. Cele mai tari. Cele mai tari. Din piață. Fumam și o camel la un moment dat, dacă pot să crezi, când aveam spume pe mine, și fără filtru. Da, și fără Special ca da, să da, fie, da, da. simțeam cum bate și inima. Și oboseala. În afară de asta, și oboseala. Pentru că, de exemplu, îți dau un exemplu. Eu aveam atunci, în perioada aia, multe spectacole făceam cumva, am luam concediu de la pro, plecam în țară. Toate spectacolele mele erau în țară, nu erau în București. Și mă duceam, de exemplu, la Petroșani. Aveam două spectacole la Deva, a doua zi două spectacole la Petroșani. Alea de la Petroșan se terminau la 11, la 10 jumate și plecam de la Petroșani cu mașina spre București la 11, jumate, 12 ca să ajung dimineața la știrile de dimineață în direct. Bagă și, și câteva cafele? Atunci. Câteva da, cafele am, pe drum? și câteva cafele. 4 5. Nu puteam să dorm în mașină pentru că stăteam în față ca să-l țin de vorbă pe șofur, șofer. să nu somnul, mai băgai și încă țigări din în 10 10, 10 minute? Mai țigări și veneam terminat la știrile de dimineață Muci eram, nu mai ajungeam acasă, mă duceam direct în... mă duceam direct în direct, ca să zic așa. Și cred că s-au acumulat și aceste uh, nopți nedormite, cu țigări, cu cafele, cu toate astea. Bănuiesc că asta a fost. Norocul cu meu mâncat, a fost... Cu mâncat? Și cum mâncat. Mâncat orice, da? ca așa la, la noi, da. da. Hai, bag o pizza, da, da, de un hamburger, da, de un cartof, dai... De... Da. Mă gândesc că... A fost bine totuși că m-a prins cu oameni în jur, că nu m-a prins noaptea, în somn. Cum s-a întâmplat? Eram la Craiova, la, am avut spectacol la Craiova. Eu nu mai țin minte, ziua aia mi s-a șters complet din memorie. Dar știu că am fost la Craiova, știu că acolo s-a întâmplat. Era pentru prima oară când închiriam o mașină, un microbuz ca să mergem la Craiova cu toată trupa. Am fost cu regizorul spectacolului să luăm mașina. Nu mi-aduc aminte? Nu mi-aduc aminte aspectul ăsta. Și era pentru prima oară. Am fost la Craiova, am ajuns la Craiova a fost pentru prima oară când în locul lui Andreea Măcelaru juca uh, Nadiana Sălăgean uh, rolul principal din spectacol, nu mi-aduc aminte nici asta, nu mi-aduc aminte că am schimbat replicul, replici cu Nadiana. S-a rupt tot filmul. S-a rupt tot filmul. După care, după spectacol imediat, am zis, mă duc să fumez o țigară. Și m-am dus să fumez o țigară. Și dus ai fost. Și când m-am întors de la țigară, i-am zis lui Dragoș, bă, nu mă simt bine. Dragoș, când regizorul spectacolului, nu mă simt bine. Zice, vrei să mergem la spital? zic, cred că ar trebui. Era pentru prima oară, din nou zic, pentru prima oară, când eu vroiam la spital. Chestie care nu s-a mai întâmplat în... niciodată. Eu să zic, da, ar trebui să mergem la spital. Eu taur, da, ce să... Tă la trage până moare. Și am căzut. Cum ai spus asta? Da. Am zis asta și am căzut. M am vrut să mă sprijin de un scaun și am dat pe lângă el și am căzut de tot. Și norocul meu a fost că lângă mine se afla și Bogdan uh, Talajman, care mi-a făcut resuscitare imediat. S-a pus și mi-a făcut, m-a apăsat pe piept și m a trimis oxigen la creier în secunda următoare. În șase secunde, el mi-a trimis oxigen la creier. Și l-am întrebat, Bine că știa. dar, cum ai avut prezența asta de scurit? Și curaj. curajul. Și curajul. Păi tatăl meu a murit în brațele mele no. pentru că eu n-am știut ce să fac. Și a învățat. Și a învățat chestia asta și mi-a făcut, mi făcut resuscitare până au venit aia de la salvare în 5 minute, și 6 minute. M-a salvat efectiv. Deci și asta, asta ți-au spus și doctorii. El da, salvat. da, 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 da. Nu mai apucau să te salveze. Nu știu dacă apucau. Oricum, când am ajuns la CC Iliescu, aici la București, medicul care m-a tratat pe mine mi-a zis să știi că ai mirosit florile la rădăcină vreo 40 de minute. După ce mi-a făcut resuscitare, am intrat într-o comă destul de nasoală, să pare. Și aici, la spital, m-au ținut ei în comă. Ca să poată face. Ratul, la București. Da. Și după care a fost bine. Am... Cât ai stat în spital? Groză, trei săptămâni, probabil. Te-ai speriat? Nu m-a speriat. Nu de-aia m-am lăsat de fumat. Sincer, <laughs> nu de asta m-am lăsat de fumat. Da, m-am lăsat de fumat pentru că nu mai simțeam nevoie. Nu? am mai simțit nevoia să fumez. Uh, doctorul. Uh, șeful clinicii, dimineața când venea la treabă, se ducea în birou și trecea pe la mine. Ce mai faci? Cum mai ești? Nu știu, vrei să bei o cafea? Da. Și mă duceam la el și îmi făceam o cafea. Un espresso tare. Și mă îndreba, După ce ai avut infarctul? Da, da. El îmi oferea o cafea. Și zice, vrei să fumezi o țigară? Că ți dau voie. Dom'le, nu simt nevoia. Bravo, al meu ești. La, la, la început ce ai că te încearcă. Așa am crezut că mă încearcă, dar eu știam de la tata care a făcut infarct că doctorul Olteanu, când a făcut tata infarct, îi dădea țigări să fumeze ca să nu tușească, pentru că dacă tușești, îți pleznește da, da, inima da, da. și ai pus-o. Da. Și atunci știu că nu e chiar. Da, bine. Dacă e actor, ce bine s-a controlat era să zică ai b și a zis ai pus-o. Nu, ai, ai pus-o. Da. <laughs> uh, cel mai. Uh, da. Cel mai bine este să să ai încredere în medici. Și n-am mai văzut să fumezi. Și mai, să mai, Cafea mai be. Simțit. Cafea mai beau, dar nu foarte mult. Înainte beam 16 cafele. Pe, pentru că e cu țigara împreună. Da, 16 cafele beam. Noi vorbim despre asta acum și nu știu când o să, când o să apară în următoarea săptămână sau ceva. Podcastul, frate meu, vărul meu primar, dar am crescut ca frații împreună. în aceeași casă de la mai mic mine, cu 5 ani. A murit acum câteva zile de oh, infarct. 46 de da. ani. Să o Fuma, cu Fuma mult. Asta e o nenorocire. Dacă eu aș putea să dau timp înapoi și aș fa să fac o alegere, asta ar fi principala alegere pe care aș face-o. Nu să, nu știu ce, să cu dragoste, cu... nu, să nu fumez, să nu mă apuc de fumat. De fumat. Asta ar fi, cred că, cel mai, ăsta ar fi cel mai important lucru la care m-aș gândi vreodată. Să nu... Și mâncarea o rezolv și băutura o rezolv și asta. Să dar... rezolvă, da. Dar, dar asta... fumatul? Fumatul, dar uite că probabil ei mi-au pus niște plasturi pe mine în spital. Or fi avut și, aia un efect, și plasturile un efect. Nu știu. Dar n-am mai simțit nevoia. Nu de cum te-a schimbat vreo? asta din punct de vedere spiritual, omenește? Cum te-a schimbat experiența asta cu infarct? Nu știu. Te-a făcut să fii mai recunoscător, mai altfel, mai cum? Sunt mai recunoscător. Am început să am un pic de încredere și în Dumnezeu, că nu prea aveam, nu prea credeam eu așa în Dumnezeu. Acum, parcă, parcă, puțin nu-ți dă la de să duce să închine, știi, sau la biserică, sau la popi, sau să mă spovedesc, sau nu, nu-ți dă la. Dar parcă am început să cred, așa, ușor, ușor, că ar exista ceva acolo. Care este cea mai mare frică ta, Florin? Nu de moarte. Asta nu mi-e frică. Mi păi după asta azi... ce să mai fie frică de moarte? Nu, dar mi-e frică să nu mi intre un ac în ochi de exemplu, sau mi-e frică de obiecte foarte mici și ascuțite. Ascuțite. Da. Pentru că, probabil, și din cauza că încep să nu mai văd prea bine. Da. Și din cauza asta bănuiesc că și ăsta e un motiv pentru care am acest sentiment. Ești un om fericit? Da. Care este cel mai de preț sfat care îl dai copilor tăi? să facă în viață ce vor ei să facă în viață. Așa cum vor. Să nu asculte nici în stânga, nici în... Lucru tata. care ne ține cel mai bine în viață. ce Care este? lucrul care ne ține în viață? Da. Băi, calea de mijloc. Pentru că a zis-o și... Toți. Iisus și Buddha și toată lumea a zis asta. Și se pare că asta e. Calea de mijloc. Nu excesele, nici într-o parte, nici în cealaltă. Nu partipriurile. Nu trebuie să uh, ai încredere prea mare în unii sau în alții. Să... Nu, calea de mijloc. Cred Cât de că importantă e iubirea în viața noastră? Cea mai importantă. Cât de important e sexul în viața noastră? Destul de important. <laughs> de ce mi-aduce aminte de, de vremuri apuse. Bă, mă Cât de important sunt prietenii în viața noastră? Ah, foarte important. Prietenii sunt foarte importanți și din, din păcate, dar poate că așa se întâmplă cu toată lumea. Nu cred că e cineva care va zice altfel. Avem din ce în ce mai puțin prieteni odată ce înaintăm în vârstă. De ce? Pentru că se aleg cumva. Cumva se aleg prietenii de, și de ce? Dar de la o vârstă încolo începe să nu mai îți placă de prietenii tăi. Din cauza ta. Pentru că tu provoci asta. Nu cred că prietenii tăi provoacă asta. Tu ești cel care devii mai ciufut, devii mai imposibil, mai greu de satisfăcut. Nu mai înghiți. Nu mai înghiți. Tu ești cel care ai uh, 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 emani asta. Nu e din cauza prietenii. Așa cred. Care este cel mai ciudat lucru pe care a trebuit să-l faci pentru fericirea altora? Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Cum se pare oamenii care spun m-am sacrificat pentru copiii mei? Mi se pare niște cretini. <laughs> Păi te e, sacrificiu e inclus, e la pachet sau e, e comprit. Cum adică m-am sacrificat? Nu trebuie să o spui. Trebuie să o faci. faci și gata. La revedere. Trebuie să te dai mare. Că ai, ai făcut Păi atunci las o naibă, du-te și lasă-ne în pace. Asta este o mare prostie. Să spui m-am sacrificat pentru copiii mei. Ce e asta? Știi că te-am făcut-o pentru copiii mei? Da. Ce e asta? Da, normal că faci pentru copiii tăi. T -au, scos, t au scos, de minți uneori copii? E, normal că mă scot și de minți. Cum să nu te scoată de minți? Sunt obraznici de multe ori. Copiii sunt, uh, câteodată sunt imposibili. Da, sigur, sigur că da. Bă, sper că mai am și reacții de -asta. mai țip și eu. Mai Ești un tată tric. bun? Zic că da. Ești un sos bun? Uh, da. Ești un Florin bun cu Florin? Da. Da, asta... Dar da. nu erai. Nu eram. Așa e, nu eram. Da, asta... Crezi că asta cu infarctul a schimbat pe Florin? Cum se comportă cu Florin? E posibil să, să fi schimbat. Nu-ți mai dai în cap așa de rău? Nu prea. Dar înainte ți-o dădeai bine? Nu, da, da. Peste 100, 200, 300, 500 de ani, ce-o fi cu metaversul ăsta, cu mama ce-o fi? Să zicem că ne găsește cineva acolo pe un canal, pe, un, pe, o, pe o dischetă, pe ceva, să uită la noi pe YouTube. Și o să zic că doi demenți vorbeau și ei pe YouTube. Ce vei vrea să rămână despre Florin Busuioc, să știe lumea? lumea? Citatul tău, nu citi din altă parte. Ce? Să ne spui tu la oameni. Băi, fraților, trăiți bine. Păceți dragoste, iubiți-vă, mâncați. Citatul tău, citatul Florin Busuioc. Lăsați prostiile. Atât. Atât. Amin. Te iubești mulțumesc mult o să rămână. Eu îți mulțumesc din să arăt, a, a, fost, o mare plăcere. Și pentru mine a fost o mare plăcere. Trăiască gagicile. Ah! Chiar dacă... Exact, nu mai contează. Nu mai contează. Mersi mult, tăi. Mulțumesc mult.